O nouă întrunire plenară a grupului partenerilor strategici GPS UVT a avut loc la Universitatea de Vest din Timișoara. În cadrul acesteia s-au discutat teme importante pentru viitorul orașului, precum strategia de Smart City Timișoara 2022-2027 și înființarea unui nou centru de inovare al UVT, Living Lab UVT. Ce înseamnă uh, Living Lab? În primul rând, uh, ca să acomodăm terminologia în română, înseamnă laborator viu. Uh, nu înseamnă că am creat încă un laborator alături de laboratoarele deja existente de cercetare din universitate sau din oraș, ci este un mod de lucru care de fapt aclimatizează toate resursele, atât în termen de capital uman, cât și în termen de resurse de cercetare și de inovare și educația. Interesant la laboratoarele VI ca abordare este că centrează procesul nu pe cercetător, nu pe educator, ci pe utilizator. Este vorba de provocări venite din comunitate, din situații de viață reale, pe care le ducem în procese de educație, procese de cercetare și de inovare, care răspund și vin cu o soluție la o problemă existentă. La întâlnire au participat reprezentanții mediului de afaceri, rectorul UVT, profesor universitar doctor Marilen Gabriel Pirtea, dar și primarul orașului Dominic Fritz și președintele Consiliului Județean Alin Nica.